Un bătrân de 70 de ani din Panaci a murit miercuri dimineață în propria sa casă, în urma unui incendiu. Vecinii au intervenit să stingă flăcările înainte de a ajunge pompierii la fața locului și l-au găsit pe Vale Roșu căzut. L-au scos imediat în curte, dar n-au făcut decât să constate că omul murise deja. Din cauza drumului inaccesibil, autospecialelor cu apă și spumă, pompierii au fost nevoiți să solicite ajutorul unui utilaj de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Panaci. Cu ajutorul acestuia, autospecialele au fost tractate pe o distanță de jumătate de kilometru. La sosirea echipajelor ardea acoperișul locuinței din lemn, cu învelitoare din șindrilă, interiorul a două camere și o magazie de lemne, cu pericol de propagare la o altă locuință aflată aproximativ la 3 metri distanță de focar. Pompierii spun că cel mai probabil cauza de izbucnire a incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un conductor electric cu defecțiuni. Vale Roșu locuia singur, n-a fost căsătorit niciodată și era un om gospodar, după cum spun vecinii. Polițiștii au deschis și ei un dosar pentru moarte suspectă și așteaptă rezultatul necropsiei.